Am stabilit componența unui nou birou și am să vă dau doar câteva nume. Vicepreședinte de astăzi înainte, unul din vicepreședinți va fi domnul Florin Preda de la Rădăuți, consilier municipal, un tânăr om de afaceri, un tânăr întreprinzător, un tânăr care prin sudoarea muncii sale și prin cunoștințele sale a adus milioane și milioane de euro prin proiectele pe care le-a dezvoltat atât în municipiul Rădăuți cât și în județul Suceava. Este un tânăr de mare încredere, un tânăr de mare valoare. Îi mulțumesc frumos că a acceptat să fie lângă noi. El a și fost lângă noi. Și mizez pe energia și capacitățile și competențele domniei sale. Dar aici, ca o scurtă paranteză, Florin Preda era să fie dat afară din ALDE din cauza faptului că făcea treabă. Dar n-am să mai perorez pe acest subiect.